Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să încep seria clipurilor dedicate colecției mele de genți. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Voi începe astăzi cu o parte din gențile mele. Gențile mele sunt multe, colorate. O să vedeți că gențile negre nu sunt majoritare, ci mai mult îmi plac gențile colorate și mari de la diferite firme. Mini Prim, ce mai avem aici? Ce mai avem? Stați să vedem. Calapod, Emag și așa mai departe. Vom vorbi despre fiecare în parte și voi începe cu geanta pe care o port în acest moment, o geantă nouă pe care v-am prezentat-o în ultimul haul de cumpărături. Este de la Doca, o geantă foarte frumoasă. Am prins-o la o ofertă la Mini Pri la preț redus de 15 lei și 70 de bănuți, 16 lei, un preț extraordinar de bun. Este o geantă mare, deja o port. Ce am eu în geantă, voi face un clip separat. Și în acea comandă, pe lângă aceasta de la Doca roșie, mi-am mai cumpărat-o și pe cea pe maro, tot la 15,70 lei, acum au revenit la prețul întreg de 76 de lei. Nu mi se pare nici prețul de 76 de lei de pe Mini Pri, nu este un preț mare, ținând cont că sunt niște genți foarte bine făcute, mari, și o să vedeți că eu am mai multe de la Doca, cumpărate cu ani în urmă și încă sunt într-o stare foarte bună. E adevărat că am și grijă de ele și îmi plac foarte mult gențile. Eu să știți că îmi place să îmi schimb geanta, mai ales când mergeam la birou. Într-o săptămână, cred că schimbam 2-3 genți. Nu mă deranjează să fac curat în geantă, să-mi schimb geanta, să o asortez la cu ce eram sunt îmbrăcată în acel moment. Bun, haideți să continuăm. Tot de la Mini Prim am această geantă foarte frumoasă, este un galben spre verde de la Axel, o altă firmă foarte bună de genți, de la Mini Pri, v-am spus. Doca și Axel mi se pare că sunt niște firme grecești, este foarte colorată și destul de mare și, după cum vedeți, foarte bine lucrată în interior. Tot de la Doca, ca să vedeți, dar cu câțiva ani, cred că are 4-5 ani, pe puțin, această geantă, tot de la Mini Prim, uitați, scrie aici Doca, ca și pe cea roșie și maro. Îmi place foarte mult această geantă, ea nu are fermoar, dar are acest buzunar extraordinar de mare, care poate fi detașat și în care putem pune. La gențile care nu au fermoar, întotdeauna încerc să îmi pun acest buzunar mare, cum am zis, o mini geantă, pentru că în București nu poți merge fără a avea totuși un fermoar la geantă. Este un roz pal, așa, un fel de somon cu verde, foarte drăguță și pe care am purtat-o cu mare drag. Tot de la Doca am și această gentuță, așa arată, foarte simpatică și la fel, înăuntru are un buzunar mai mare și care se prinde aici. Aceasta este o gentuță mai micuță, mai puțin purtată pentru că mie îmi plac gențile mari. Și se poartă numai pe umăr, neavând un mâner pentru mână. Mergem mai departe. Aceasta este de la Axel și cumpărat-o tot de la Mini Pri, cred că acum 5-6 ani. Îmi place extraordinar de mult cum arată. Sunt niște îngeri. De obicei pe aceasta să știți că o port cu ocazia Paștelui. Și îmi place foarte mult, se ține foarte bine această geantă și este foarte bine lucrată. Foarte frumoasă și destul de mare, deosebită, pot spune.
Trecem mai departe la o geantă tip catifea, cumpărată de la Reserve, este aceasta, o altă firmă de la, de la care cumpăr genți. Este un fel de piele întoarsă, dar nu este. Este material textil, îmi place foarte mult, este un verde închis, nu-l vedeți voi așa foarte bine, dar este verde, verde închis și îmi place mult, mare, cu fermoar, cam așa. Ok, trecem mai departe. Tot de la Reserve, mai nou cumpărată, este aceasta care se poartă pe, pe umăr, care pe o parte este albă din material textil și pe o parte este din material de imitație piele, destul de mare. Aceasta este nouă, cumpărată, ce n-am purtat-o pentru că consider că este o geantă mai mult pentru vară. Și deci aștept vara pentru a o purta. O să o pun aici sus pentru că nu mai am loc. Vă reamintesc pentru că, că este primul clip dedicat genților mele. Tot de la Reserve am o geantă. Prima geantă neagră pe care vă arăt este foarte mare. Foarte mare. Nu se vede, dar așa se vede. Este foarte mare. Îmi place mult și în mijloc și înăuntru avem un porfar de acesta sau o mini geantă în care poți ține actele. Ceea ce mă deranjează un pic este faptul că acest porfar nu poate fi prins de geantă, ci pur și simplu îl bagi în geantă, dar geanta este foarte frumoasă, mare, încăpătoare, bine făcută și gențile de la Reserve sunt foarte bine făcute. Eu aștept de obicei reducerile pentru a-mi cumpăra o geantă. Stați puțin să deschid lumina. Bun, mergem mai departe. V-am arătat-o pe aceasta neagră. Ia să vedem dacă o vedeți mai bine pe aceasta verde. E un verde închis, dar foarte frumos. Mergem mai departe. Cred că această geantă este cumpărată de la Avon, dar nu sunt foarte sigură. O geantă mare, care are un fermoar aici jos și aici destul de larg, de mare și compartimentul și se încheie cu se închide cu acest dispozitiv ca de ghiozdan odată când erau așa mare. Nu mai țin minte sigur de unde am această geantă. Am purtat-o de foarte multe ori. De obicei o port când am documente de dus undeva. Destul de mare și se ține extraordinar de bine. Nu mai știu unde să le pun ca să le vedeți pe toate. Haideți să le mai strâng. Ok. Următoarea geantă, cumpărată tot de la Minipri. V-am arătat-o într-un hol de cumpărături, cred că de acum o lună. Este aceasta tot de la Axel, care bineînțeles este de vară, cu acest mâner de lemn. Încă are și eticheta foarte frumoasă. Acestea sunt extraordinar de bine lucrate. Vă sfătuiesc să vă uitați pe Minipri și să vă luați genți, pentru că sunt foarte bine lucrate și foarte plăcute. Sau mergeți în magazin la ei. Mie mi-a plăcut foarte mult aceasta și de-abia aștept vara ca să o port. După cum vedeți, toate sunt colorate. O geantă de iarnă este aceasta, dintr-un material, nu știu sigur cum se numește acest material, dar mi-a plăcut extraordinar de mult. Văzusem acest material pe AliExpress, dar erau destul de scumpe și eu această geantă cred că am luat-o cu 40 de lei. Se închide cu un de acesta arici, iar înăuntru are un singur buzunar, dar, cum v-am spus, nu pot să pun în București aici portofelul, telefonul și așa mai departe și atunci
Folosesc acest porfar sau mini geantă cumpărată de pe AliExpress. Acesta este de pe AliExpress, destul de mare și încăpătoare, care se închide cu un fermoar și care îmi place foarte mult. Acest porfar sau mini geantă o port la mai multe genți deschise. Momentan am pus-o în această geantă și intră foarte bine. Și aceasta îmi place foarte mult pentru iarnă, este deosebită și aceste desene sunt cusute. Mergem mai departe. O geantă cumpărată de pe EMAG, de la firma, imediat, Ocui, cred că Ocui se numește, este aceasta. Această geantă mi-a cumpărat-o Cătălin de pe EMAG, îmi place foarte mult, imită un pic blugul așa, ca blugii, și foarte colorată și multe strasuri, îmi place mult, mult de tot, are și acest această chestie care atârnă și îmi place mult, la fel se închide cu un fermoar, are foarte multe buzunare înăuntru, pentru vară este superbă. O geantă tot de la Axel, deci cumpărată tot de pe Minipri, aceasta roz cu acest model pe margine, foarte drăguță și foarte bine compartimentată și lucrată înăuntru. La fel, și aceasta cred că are 4-5 ani pe puțin. Le păstrez destul de bine, le șterg de praf și de-abia aștept să vină vara și de-abia aștept să ieșim ca să pot să le și pot. Gândiți-vă că noi lucrăm de acasă aproape de 2 ani jumate. Este mai greu de luat geantă când te duci la cumpărături, dar la birou întotdeauna mi le schimbam și de-abia aștept să le port și pe viitor. Și din acest clip, și în acest clip vă mai arăt două geți. Mai am și această geantă, foarte bine, la fel lucrată. Nu știu firma, dar din câte mi-aduc eu aminte, este cumpărată tot de la Minipri. Ea arată așa și înăuntru, la fel, destul de mare, bine compartimentată, se închide cu fermoar, poate fi purtată oricând, și la servici, și la plimbare, și la cumpărături. Îmi place foarte mult acest roz cu negru. Și ca să încheiem cu o geantă de vară, efectiv pentru de vară, și am acest, cum să zic, o coșuleț sau cum, foarte frumos lucrat. Acesta este mai nou cumpărat. Tot așa, cred că l-am cumpărat în iarnă, toamnă-iarnă, deci nu era vremea lui. Are niște bretele din lemn sau bambus, ceva. Acesta nu are, are și fermoar. Nu văzusem că este negru, dar are și fermoar, ceea ce m-a bucurat enorm. Oh, stai că se pare că nu mai merge, dar rezolv eu. Ia să vedem dacă merge. Așa. Și are mai multe, și acesta are mai multe buzunare și e destul de măricel și drăguț, foarte frumos. Bun, și acestea au fost gențile pe care am vrut să vi le prezint în primul clip. Sper că vă plac. Nu uitați să vă uitați și pe Minipri, chiar au genți drăguțe și au băgat acum noi modele, nici nu sunt scumpe și sunt foarte bine făcute. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare! Pa, pa!